Adrian și-a făcut intrarea în OBR Bergambir, împingând la mașina unei domnișoare rămase în drum. Avea doar 18 ani, dar nu s-a lăsat până n-a dus-o la el acasă să caute împreună cheia de 14. Deasupra patului avea un poster cu Audi 80. 2 ani mai târziu a inventat un sistem de încălzire al banchetei din spate pentru Lada tatălui său. Goana după caii putere a continuat, iar în 97 a reușit să-și cumpere prima mașină cu banii făcuți din tunarea dacilor de cartier. Toată lumea îl recunoaște după sunetul tobelor modificate. Pe noi ne cam enervează că pleacă mereu cu scârși de la semafor și roșesc fetele pe trecere, dar nu știm ce ne-am face fără el. Adrian se ocupă de tot ce se întâmplă sub capota OBR și este cunoscut pentru răbdarea cu care explică parcarea laterală din 3 mișcări pe la petrecere. Ce ziceți de legea, în portbagaj băgăm mai întâi berea și apoi ce mai încape? Vestea e că a început votarea legilor bărbatului. Mergi pe Facebook. Votează ce legi crezi că trebuie să intre în cartea galbenă sau propune tu ce legi lipsesc.